veniți la Sfântul Ioan cel Nou? Păi cum să nu venim? Suntem de aici de aproape, vin alții de la sute de kilometri și noi aici aproape. Trebuie să venim, că e ajutorul nostru și s-a văzut. Cred că toată lumea a simțit pe pielea lui că Sfântul ne păzește și ne ocrotește la câte au fost, cel puțin în ultimul timp, chiar ne-a păzit. Și îi mulțumim pentru asta și cum să nu venim când e ziua lui. Că noi restul de aici venim, oricând, dar acum când e cel mai important și acum trebuie să venim și să-l cinstim așa cum trebuie. Au fost aduse Sfintele lui Moaște la Suceava. Cât de binecuvântat sunteți să-l aveți aproape pe Sfântul Ioan? Oh. Îmi dau lacrimile dacă mă întrebați mai mult, pentru că eu cel puțin chiar am simțit că a fost aproape de familia mea și tot timpul când am cerut ajutorul, chiar am simțit că ne-a ajutat. Și mai ales când avem așa sfinți aproape de noi, chiar e păcat să nu le cerem ajutorul, pentru că sunt prezenți tot timpul în viața noastră și mai ales Sfântul nostru de aici, pentru că oricum zona noastră e binecuvântată, asta toată lumea știe și cei din București și oricare spun că la voi în Moldova și în Bucovina în special e bine și mulțumim pentru asta. Ne-a ferit tot timpul și de furtuni puternice și de, mai ales acum și cu problema asta, cred că toată lumea s-a rugat Sfântului și sperăm să fie bine în continuare și să ne păzească în continuare, să nu-și ia mâinile de pe noi. Și îți spun, ajungem, ne rugăm la Dumnezeu, dar mai aproape, cumva, Sfinții, parcă n-avem curaj chiar să ne rugăm. Sfinții sunt mijlocitorii noștri, asta e clar. Ați spus că în familia dumneavoastră sunt multe momente din acestea de suflet. Există unul pe care ați putea să ne-l povestiți, să ne împărtășiți? Da, fratele meu, am trecut prin niște momente cu o boală mai necruțătoare și slavă lui Dumnezeu și Sfântului, acum e bine. Deci chiar am sfințit pe pielea noastră. Am avut un caz în familie care nu vreau să mai aduc aminte. Deci chiar am simțit ajutorul și îndemn pe toată lumea, orice problemă ar avea, să vină să se roage, că o să simtă pielea lui fiecare, că chiar ajută.